Avertizarea inițială de creștere a debitelor și nivelurilor râului Neajlov a fost emisă duminică pentru 24 de ore, dar ea a fost prelungită până mâine. Reprezentanții autorităților giurgiuvene spun însă că este puțin probabil să apară situații excepționale. Ca urmare a ploilor căzute în ultima perioadă a fost emisă o atenționare hidrologică care prevedea creșteri și de debite și niveluri pe râul Neajlov cu depășirea cotelor de atenție informarea a fost transmisă către comitetele locale pentru a despune măsurile care se impun potrivit planurilor de intervenție în caz de inundații la, întocmite la nivel local. Până la această dată nu au fost înregistrate depășire ale cotelor de atenție și, ca urmare a prognozei meteorologice, cred că nici nu vor fi depășite aceste cote. Principalele cursuri de apă din județ și bazinele hidrografice sunt monitorizate de reprezentanții autorităților giurgiuvene. Potrivit acestora și având în vedere prognoza meteo, nu sunt motive de îngrijorare în ceea ce privește riscul de inundații.